Bună, dragilor! O să fac o rețetă pentru voi de pateu de pui de casă. M-am apucat deja să curăț ceapa și usturoiul. O să vă las ingredientele în descrierea videoului, așa că să trecem la treabă. Am tocat usturoiul bine și acum iau ceapa pe care o tai destul de grosier. O să le călesc un pic în unt, dar nu trebuie să ne agităm foarte tare, pentru că până la urmă toate ingredientele vor ajunge în blender sau în tocător. Oricum vă recomand să aveți un tocător foarte bun, pentru că în felul acesta iese și pateul vostru foarte, foarte fin. Mi-au dat lacrimile! Dacă aveți trucuri ca să nu mai plângem când tăiem ceapa, vă rog să le scrieți în comentarii. Într-o cratiță încăpătoare, puneți ceapa și usturoiul tăiate și o treime din cantitatea de unt și hai, la făcuiele! După ce s-a înmuiat ceapa un pic, adăugăm și restul ingredientelor. Adică, avem carne de pui aici, ficatul de pui, pe care l-am spălat și l-am curățat bine. Imediat o să dăm totul la fiert și nu mai avem treabă cu el pentru vreo jumătate de oră, 45 de minute. E momentul să completăm lista ingredientelor. Am smântână aici. Restul de unt rămas îl punem și pe el. Am desfăcut aici frunzulițele de pe oregano și de pe cimbru. Le pun pe toate aici. Și am mai păstrat câteva pentru decor. Sare, nu foarte multă pentru început, și un strop de piper, mai asezonăm puțin mai târziu. Nu există un timp exact de fierbere, ci pur și simplu trebuie lăsate să se fiarbă toate ingredientele și din când în când mai veniți să mai amestecați ca nu cumva să se lipească. Am uitat să pun coniac, n-are bărbatul meu coniac, o să pun niște whisky, sper să nu facă scandal că am atentat. E mult? Stați liniștiți, alcoolul se evaporă la fierbere, așa că puteți să le dați și copiilor din pateul acesta, pentru că se păstrează doar aroma. Am terminat de fiert și acum o să vărs totul într-o oală în care să pot să bag blenderul, pentru că o să blenduiesc toată compoziția. Și practic pateul meu e gata. Aveți răbdare să blenduiți bine pentru ca pateul vostru să iasă fin, fin, fin. E foarte important cum depozitați pateul. Eu l-am făcut cât am putut de fin. Evident că nu o să iasă ca cel din comerț pentru că nu am utilajele necesare. Dar îl pun întotdeauna în recipiente de sticlă și o să vedeți că o să-i topesc niște grăsime de rață după ce el se va răci și o să închid pateul practic. În felul ăsta puteți să-l țineți în frigider și rezistă cam o lună de zile. Asta dacă nu-l mâncați, evident. Sau puteți să faceți cum fac eu, pentru că vă iese destul de mult pateu, și să-l puneți în recipiente de sticlă și să-l băgați la congelator și să scoateți când aveți nevoie să mâncați. Vă arăt imediat rezultatul final și cu grăsimea de rață. Am topit așadar niște untură de rață pe care am cumpărat-o sau puteți să o faceți și voi în momentul în care faceți pulpe la cuptor, să păstrați grăsimea de acolo. Și o să fac efectiv un strat subțire de grăsime pe care să-l pun deasupra, ca și la foie gras, care practic o să închidă pateul ca să nu-l lase să oxideze. Pateul meu este gata! Ia uitați-vă ce frumos l-am decorat! Ăsta este într-un recipient mai mare și mă gândesc să-l pun la masă când o să am niște invitați. Puteți să-l țineți la congelator acoperit cu o pungă și când vă vin invitați, îl scoateți repede, îl puneți acolo și e perfect. Acum însă o să desfac un recipient mai mic să-i pun soțului ca să îmi dea verdictul. Ia să vedem. Așa este treaba. Puteți să luați și puțină grăsime de rață de deasupra. Iubire, azi am repetat, nici n-am mâncat nimic. Ia vine. La fix a venit asta. Ia uite.
Pateul meu făcut în casă. Ia zi. E bun? E foarte bun. Și asta e nucă? Da, am pus deasupra și niște nucă. Perfect. Cam așa arată. Se întrebau băieții ce e, dar am zis, băi, mai stați un pic. Da, bine. Delicios. Poftă mare și vouă! Bravo!